Un sfat pentru toți cântăreții. Găsește timp și găsește o cale să cânți ceea ce iubești. Chiar dacă trăim într-o bucată din istoria muzicii nemai întâmplată până acum, chiar dacă se cere o muzică pentru care poate n-ai fost pregătit sau care chiar nu rezonează cu sufletul tău, însă trebuie să o cânți ca să pui o pâine pe masă, te rog din suflet, găsește o modalitate de a cânta și ceea ce iubești tu. Am vorbit cu foarte mulți cântăreți și eu sunt unul dintre ei, care ori nu cântă ceea ce iubesc deloc, pentru că nu au unde și nu au public, ori nu cântă destul de des. Trebuie să cânte foarte rar, într-un context special, poate foarte puțin, însă este atât de important să faci ceea ce îți aduce ție bucurie, ceea ce face inima ta să vibreze. Pentru că în timp să știi că ascultătorii tăi își vor da seama că ceea ce transmiți este fals. Adică, dacă tu cânți întotdeauna o muzică care nu rezonează cu tine și o faci doar ca să fii plătit, da? Care să o faci ca pe un job, ca pe un scârbici, cum se zice, să mergi la scârbici, nu la serviciu, oamenii o să-și dea seama. Și chiar dacă ești bun în lucrul ăsta și poți falsifica foarte frumos realitatea și muzica, poți să joci un rol foarte bine, pentru că, da, toți cântăreții suntem și actori, la un moment dat iese afară, adevăr. Cioara vopsită zboară și ia zborul. Și nu numai asta, dar paharul tău se golește și paharul tău trebuie să fie mereu plin ca să poți dărui celorlalți. Nu uita chestia asta. Un cântăreț, un artist, este pus acolo de către Dumnezeu pentru a dărui celorlalți. Pentru a le aduce aminte de sufletul lor, de esențele lor, de spiritul lor profund, de divinitatea din ei, de Dumnezeu însuși, de tot ce au ei mai frumos, mai valoros și mai adevărat, veritabil. Și dacă tu nu accesezi în tine chestia asta și nu poți să intri, să rupi o parte din tine ca să dai celorlalți, la un moment dat o să devii irelevant. La un moment dat nu o să mai conteze deloc ceea ce ești tu ca și artist. Tu trebuie să ai paharul plin, dar știți cine ți-l umple? Nu aplauzele, umplu paharul, nu banii, umplu paharul. Dumnezeu umple paharul. Și tot el poate să-l golească. Așadar, găsește-ți bine sursa de unde îți umpli paharul ca să poți dărui celorlalți și alimentează paharul în fiecare zi cu sursa care este sufletul tău adevărat pus pe tavă pentru ceilalți. Cântă ce iubești. Cântă acasă ce iubești dacă nu ai cum să cânți pe scenă ce iubești. Dar găsești o cale în viața asta să faci și pe scenă și în fața altora ceea ce tu iubești. Pentru că asta e misiunea. Misiunea este acea cocă, acea plămădeală care ți-a fost oferită și din care ești făcut să poți să dai celorlalți. Nu poți să dai ceea ce tu nu ești decât până într-un punct. Din nou, cioara, fâl-fâl, pleacă. Fii cine ești tu pe scenă, chiar dacă durează o viață să poți să fii exact cel care ești.